Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui Mare. E vremea să primim vindecarea, e vremea să primim binecuvântarea, e vremea în care Dumnezeu vrea să facă lucruri mari. În ciuda situației scăpată de sub control, parcă în ciuda situației care parcă nu se mai termină, e vremea ca Dumnezeu să-și arate slava și gloria. E vremea vindecării noastre, e vremea cercetării noastre. Ieri ați avut un mesaj deosebit în care Ioan a împărtășit cu fiecare dintre noi despre faptul că e vremea cercetării, e vremea când trebuie să auzim glasul. E vremea când strigă mirele, fecioarelor, dacă ați ațipit, treziți-vă, încă mai este puțin până voi veni și atunci nu veți mai putea face rost de ulei în vase. E vremea să zâmbim fără vreun scop ascuns. E vremea să dăm jos orice mască. Spune Biblia că inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Doar Dumnezeu poate și noi înșine. De aceea să ne cercetăm. E vremea cercetării, e vremea vindecării. E timpul în care să primim undele în vase. E timpul în care să primim binecuvântarea. E timpul în care să primim vindecarea. Acolo unde suntem fiecare, haideți să ne unim în inimile noastre. Duhul lui Dumnezeu, așa cum am mai spus-o, mă repet, dar nu contează, e un adevăr destul de puternic și de aceea Domnul Iisus de multe ori spunea adevărat, adevărat vă spun, adevărat, adevărat vă spun și eu vă spun adevărat, adevărat. Duhul Domnului este omniprezent și este acolo unde ești tu, dacă te conectezi cu El, dacă decidem să ne conectăm împreună în același gând, putem fi uniți chiar și de la distanță. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Doamne, rostim numele Tău și astăzi. E vremea, Doamne, e vremea cercetării noastre. Venim înaintea Ta, Doamne, și îți cerem, Doamne, să ne luminezi, să ne ajut să înțelegem ce mai trebuie schimbat în inimile noastre. Doamne, chiar dacă e timpul măștilor, noi vrem masca sufletească, masca care de atâtea ori încercăm să o punem când în inima noastră e furtună și zâmbim fără, cu un scop ascuns, zâmbim doar ca să dăm bine în cameră, zâmbim doar ca să dăm bine în societate. Doamne, vrem toate aceste măști să fie date jos și noi să fim reali, Doamne, mai real ca oricând. Așa ca în fața Ta. Da, Doamne, când Tu vii să nu avem nicio mască, nimic prin care să încercăm să pretindem că suntem alții. Nu mai vrem să postăm pe Facebook story-uri și tot felul de lucruri prin care să ne dăm drept alții. Doamne, vrem să fim noi înșine. E cel mai minunat să fim noi înșine, pentru că Tu ne-ai creat așa de minunat. Doamne, mă rog să ne binecuvintezi în această zi. Mă rog să lași binecuvântarea Ta, Doamne. Haleluia! Rostesc numele Tău peste frații mei, peste surorile mele, peste toți cei care se uită și peste cei care nu se uită. Rostesc numele Tău peste România, Doamne. România are nevoie de Tine. Oltenia are nevoie de Tine. Rostesc numele Tău peste cei care sunt în spitale sau care se luptă pe patul de suferință, indiferent care ar fi motivul pentru care ei astăzi nici măcar nu pot să-și îndrepte glasul din cauza durerii. Doamne, Tu adu-ți aminte de ei și binecuvintează-i, Doamne. Vindecare-ți cer, Doamne. Vindecare și alinare peste fiecare din frații mei, surorile mele, creația Ta, Doamne. Frații Tăi, pentru că Tu ai murit pentru noi ca să ne numești frații Tăi. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim că ai trimis pe Duhul Sfânt să ne fie mângâietor, să ne fie izbăvitor, să ne fie ajutor. Lăudați să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. O să continuăm ziua aceasta într-un mod special,
primind binecuvântarea lui Dumnezeu. Miro este pregătit să împărtășească cu noi ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și eu cred că Domnul are lucruri mari să ne dea. Sunt lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le are. Zice Biblia că ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Dumnezeu are lucruri la care noi uneori nu visăm. Și uneori poate nu ni le descoperă pentru că nu suntem capabili să le pricepem la momentul respectiv și ne-am speriat. Dar Domnul are lucruri mari și minunate. Și orice rău să fie dat la o parte din rădăcină și Duhul Domnului și binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă în viețile noastre, prin viețile noastre. Haideți să fim sinceri, haideți, așa cum am zis, să dăm la o parte tot. Tot ceea ce acoperă sinceritatea noastră. Să fim noi înșine, noi și Dumnezeu, și să primim ceea ce Dumnezeu are să ne dea. Fiți binecuvântați, vă iubesc mult, mi-e dor de voi și abia aștept să vă văd. Aleluia! Domnul să fie binecuvântat și preamărit. Celebrăm împreună în această zi frumusețea lui Dumnezeu. Celebrăm împreună în această zi măreția lui Dumnezeu. Celebrăm împreună în această zi ploaia binecuvântată. Pentru toți cei care suntem de pe aceste meleaguri din sud-vest, iată că Dumnezeu ne-a surprins plăcut și peste ținutul acesta al Severinului, al Medințului sau poate chiar Gorjul, nici nu știu până unde s-a extins ploaia, dar dacă vă aduceți aminte, ne-am rugat stăruitor să vină ploaie binecuvântată și Domnul a dat ploaie, slăvit să fie numele Domnului, astfel încât grânele să fie cele care să-și pornească spre rodire și tot ceea ce ați pus în pământ sau veți pune în pământ să fie binecuvântat și să-și aducă rod la vreme potrivită. În mod real, în săptămâna aceasta am stat înaintea lui Dumnezeu și cu o parte din slujitorii din echipa pastorală am mai vorbit pe subiectul acesta despre faptul că insistăm înaintea lui Dumnezeu până ce Domnul va face să vină ploaia. Se învârteau norii pe deasupra ținutului și nimic. Se învârteau norii pe deasupra ținutului și nimic. Și mi-am adus aminte despre ceea ce am vorbit în dreptul lui Ilie. Când Ilie s-a rugat și a șaptea oară slujitorul le-a dus vestea. Este un nor care se ridică din mare. Bun, du-te la Ahab și spune-i să se pregătească că îl va prinde ploaia. Așa a fost și în inima noastră, în inima mea, îndreptat gândul acesta. Doamne, noi aceștia care sunt aici, nu-i vom lăsa să plece, Doamne. Am început să ne rugăm pentru ca Domnul să ierte ținutul, să ierte pe cei care au păcătuit în multiple feluri, să ierte țara de păcate și împreună cu toți cei care i-am numit înaintea Domnului, am spus, Doamne, și eu sunt cel care mă pocăiesc și mă smeresc înaintea Ta pentru ca ploaia să vină pe pământ. Deja în grădină se făcuse crăpătura de băgai mâna. Atât de multă secetă a fost și în această primăvară, dar o ploaie frumoasă, binecuvântată, toată noaptea, dat și încă și acum afară avem parte de ploaie, poate chiar și în încăpere se observă că nu avem toată lumina aceea care de obicei este din soarele care aduce lumina pentru înregistrare, dar suntem binecuvântați și asta contează foarte mult. Chiar și în încercări suntem binecuvântați, pentru că cel ce binecuvântă, El este în continuare Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu n-a încetat să fie Dumnezeu și nu va înceta să fie Dumnezeu. De aceea slujim unui Dumnezeu infinit, slujim Dumnezeului Cerului și al Pământului care nu are sfârșit, binecuvântat să fie numele Său. Este o cântare, El este Cel care fără de început și fără de sfârșit și înaintea Lui noi celebrăm, ne închinăm și în ziua în care vom fi împreună cu El sunt sigur că El ne va povesti multe lucruri care astăzi sunt ascunse pentru ochii noștri. Dar pentru vremea aceasta suntem în sezonul în care să binecuvântăm, suntem în sezonul în care suntem chemați să numim binecuvântarea și să ne primim binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Dacă Domnul a spus că El este Cel care dă ploaie la vreme potrivită și peste cei buni și peste cei răi, înseamnă că aceasta este o binecuvântare pe care Dumnezeu o lasă
Iar noi suntem cei care trebuie să ne activăm credința în a primi binecuvântarea și astăzi ne bucurăm de acest privilegiu pe care Domnul l-a lăsat să se manifeste binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru ca binecuvântarea să se manifeste, este nevoie să îți activezi credința. Și în această dimineață, prea iubiților, vreau să vă îndemn în dragostea lui Hristos, activați-vă credința! În promisiunile lui Dumnezeu trebuie să fii gata să-ți activezi credința ca să fii beneficiarul promisiunilor sale. Pentru că Domnului nu-i pare rău să binecuvinteze. Și chiar Scriptura spune, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Da? Și când vorbim despre această teamă de Dumnezeu, este vorba, așa este omul care îl onorează, care îl respectă, care îl cinstește pe Dumnezeu. În această zi, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, este o stare de cinste, este o stare de respect, este un mod prin care tu îl onorezi pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Am binecuvântări înăuntrul meu, primite de la Domnul așa, ca și parte de revelație. Domnul mi-a dat cuvinte care să le pun peste voi, cuvinte care să fie sădite, să fie sămânță, semănată în viața voastră, dar aceste cuvinte ca să rodească, să ajungă la vremea în care să culegeți rodul, trebuie să credeți, trebuie să primiți prin credință. Eu cred din toată inima că Domnul este Cel care se preocupă și face ca lucrurile să se întâmple în inima celor ce îl cred pe El pe cuvânt. De aceea, în această dimineață, primește-ți binecuvântarea. Mă rog lui Dumnezeu ca toți cei care sunteți conectați în această zi și nu numai, toți cei care veți intra în contact cu acest mesaj care va rămâne în spațiu online, să beneficiați de binecuvântarea lui Dumnezeu la vreme potrivită. Domnul să vă întâmpine cu cuvântul potrivit și cu ceea ce trebuie la vreme potrivită, ca voi să sporiți, să vă dezvoltați în omul vostru dinăuntru și să culegeți în mâinile voastre rodul binecuvântării pe care Domnul continuă să-l manifeste peste cei care sunt copiii Lui, slăvit să fie în numele Său. El nu încetează să fie Dumnezeu. Să rețin lucrul acesta în orice situație, prin orice situație îi trece. Prin orice situație îi trece. Vreau înainte să continui mesajul acesta să vă spun, personal am experimentat, aseară am experimentat puterea lui Dumnezeu într-o formă care așa de mult a zidit în lăuntrul meu, așa de mult m-am întărit în credință în omul dinăuntru, pentru că Domnul mi-a făcut vizibil un semn atunci când am strigat spre El. Am fost într-o situație puțin mai încorsetată cu privire la un lucru pe care nu-l voi defini în amănunt, însă m-am văzut în poziția în care neputința trupului așa de puternic s-a manifestat, încât unealta pe care o țineam în mână mi-a tremurat mâna pe ea și undeva am spus, Doamne, dacă Tu nu intervii în momentul acesta, eu mă voi simți ca o legumă neputincioasă și asta va slăbi tăria mea, va slăbi încrederea în ceea ce pot să realizez. Dragii mei, atât de covârșitor, așa de puternic, am simțit ca și cum Duhul Domnului a venit peste mine, ca și peste alți oameni din Scripturile despre care noi descoperim, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei și trupul s-a întărit, Duhul s-a întărit, astfel încât lucruri care alții le rezolvau în câteva zile, Dumnezeu mi-a dat sporul și tăria să rezolv în câteva ceasuri. Am celebrat în bucurie înăuntrul meu. Am fost așa de împlinit că Dumnezeul meu s-a manifestat într-o formă vizibilă pentru mine și a dat tărie trupului meu, astfel încât neputința a fost transformată în putință divină. Cheamă-L pe Domnul, spune ziua necazului, și El te va izbăvi și El va face ca proslăvirea să se manifeste peste ființa ta. Da, El proslăvește. Nu doar noi proslăvim numele Său, ci El se preocupă să proslăvească ființa sa ca noi să mergem mai departe, să fim beneficiarii manifestării puterii sale, binecuvântat să fie Domnul. De aceea, primește-ți binecuvântarea potrivit cu nevoia și în numele lui Iisus Hristos mă rog în această zi ca El să vorbească potrivit nevoii tale, potrivit cu ceea ce este starea ta. Da, părinții, patriarhi,
și apostolii și-au binecuvântat moștenirea spirituală. Eu și Nina socotim că Dumnezeu a pus în mâinile noastre, moștenire spirituală. Și această moștenire spirituală, în primul și în primul rând, sunt copiii noștri biologici, cei care s-au născut prin noi. Sunt moștenirea dată de Domnul și binecuvântăm pe Domnul pentru fiecare din copiii noștri. Avem copii minunați, copii pe care Dumnezeu îi crește, îi protejește, îngrijește de ei, observ cum Dumnezeu îi conduce spre ceva glorios. Nici ei sunt sigur că nu-și dau seama despre felul în care Domnul îi pregătește în această zi. Mi-am adus aminte deseori de felul în care Domnul l-a crescut pe Moise în casa lui Faraon. L-a crescut în toată înțelepciunea Egiptului, ca apoi, după o vreme specială, să-i cheme într-un loc minunat al unei întâlniri specifice cu Dumnezeu, într-un loc unde Domnul să le vorbească gură către gură, într-un loc în care Dumnezeu să îi împuternicească și să țintească lucruri mari. Asta se va întâmpla, da, Domnul îi va chema într-un loc special unde li se va revela și va vorbi gură către gură cu ei și îi va împuternici pentru mandate speciale. Dacă astăzi observi că copiii tăi nu sunt în nivelul acela la care tu ți-ai dorit, nu te teme, doar așteaptă vremea când Dumnezeu își va împlini promisiunea. Tu continuă să cultivi binecuvântarea în viața moștenirii tale. În viața moștenirii tale, pentru că Dumnezeu a pus în mâinile tale o moștenire binecuvântată. Copiii sunt o moștenire binecuvântată. Soția este moștenire de la Domnul, este un dar binecuvântat. Tot ce vine de la Dumnezeu este moștenire binecuvântată să fie Domnul. Și Domnul a pus în mâinile tale o moștenire sfântă. Ți-a pus copii, ți-a pus soție, ți-a pus soț, ți-a pus bunuri materiale. Da, Dumnezeu a pus în mâinile tale, de aceea tu continuă să cultivi moștenirea Domnului chiar și în vreme de secetă. În zilele trecute împreună cu Nina ne-am tot învârtit în grădinuța noastră și tot am căutat să îngrijim acele plante și seceta își arăta puterea, soarele, arșița își arăta puterea și atunci noi continuăm să îngrijim acele plante în nădejdea că Dumnezeu va face ca ploaia binecuvântată să vină. Și a spus, Doamne, noi punem ceea ce este partea noastră, Tu vei aduce compensarea, pentru că dacă nu dă Domnul ploaia, nimic nu se face, știm cu toții. Așa este și în ceea ce privește să cultivi binecuvântarea pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile tale. Cultivă, sădește mai departe. Dacă încă este vremea în care trebuie să pui sămânța cuvântului Dumnezeu, continuă și pune sămânța binecuvântată în viața moștenirii tale. Sădește potrivit cu cuvântul. Dacă este vremea în care lacrimile udă sămânța, lasă-le să curgă. Sunt lacrimi binecuvântate. Nu permite ca diavolul să te umple de amărăciune și lacrimile tale să fie lacrimi de bocet, lacrimi de întristare, care nu-i după voia lui Dumnezeu. Lasă lacrimile să curgă, pentru că udă sămânța binecuvântat să fie Domnul care face să crească. Domnul face să crească rodul binecuvântat. De aceea, așa cum am spus la început, ca să se activeze binecuvântările lui Dumnezeu și să poți să te activezi în binecuvântarea Domnului, e nevoie de măsura credinței. Doamne, binecuvântă moștenirea noastră cu credința necesară să se activeze sub binecuvântare. Și chiar dacă sunt într-o vreme de pustie, chiar dacă este o vreme de secetă, chiar dacă încă pământul nu și-a dat rodul, sămânța încă este în pământ și e uscată, n-are vlagă, acolo viața seminței în numele lui Iisus Hristos să aștepte ploaia binecuvântată. Dacă lacrimile trebuie să curgă, Doamne, mă rog să primești lacrimile copiilor tăi, să le primești în acel burduc, Doamne, și să-ți aduci aminte de fiecare lacrimă vărsată și să ude sămânța și să crească, Doamne Dumnezeule, și să aducă vremea rodirii. Da, să aducă vremea rodirii. Voi sunteți moștenirea dată de Domnul nouă. Așa socotim că nu la sorți ne-ați căzut,
Și Dumnezeu v-a încredințat în mâinile noastre, de aceea în această dimineață îndrăznim să venim înaintea voastră cu deplină smerenie și să vă binecuvântăm ca fii și fiice pe care Domnul le-a încredințat în casa noastră spirituală, în casa în care Dumnezeu v-a sădit. Și da, dacă cumva vă puneți întrebarea și voi care nu sunteți parte din casa noastră apostolică, dacă vă puneți întrebarea, oare pentru noi există vreo binecuvântare pe care să o lase oamenii aceștia? Da, în această dimineață am pe inimă, avem pe inimă, pentru că și Nina este în duh cu mine în acest loc, avem pe inimă ca și pe voi să vă binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos. Nu vom restrânge binecuvântarea doar la ceea ce a fost pus în mâinile noastre ca moștenire spirituală, ci și pentru voi, frații noștri în Hristos de pretutindeni, vă binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos, potrivit cu felul în care Domnul a pus pe inima noastră. În motoul de astăzi, am lăsat binecuvântare rostită de către părinții spirituali peste viața ta, te va conecta cu providența lui Dumnezeu. În Scripturi descoperim momentul în care, iată, Avram binecuvântă, Iacob binecuvântă, patriarhii au binecuvântat, David a binecuvântat, patriarhii au binecuvântat în continuare și apostolii. Apostolul Pavel a fost un părinte spiritual pentru cei care s-au născut, în special vorbind de bisericile din Asia Mică, dar continuând mai departe pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că apostolul Pavel a avut inimă de părinte și a binecuvântat pe fiii și fiicele sale în Hristos, a binecuvântat pe fiii care s-au născut în Hristos pentru mântuire, a binecuvântat în poporul lui Dumnezeu și de mii de ani binecuvântarea pe care Pavel, apostolul, a rostit-o înaintea lui Dumnezeu pentru binele casei apostolice pe care o păstorea, cât și pentru binele poporului Dumnezeu de pretutindeni care s-a născut în vremea aceea și care se va naște în viitor până la noi și în continuare de la noi încolo. Da, binecuvântarea continuă, pentru că noi dăm, rostim, eliberând binecuvântarea, dar Dumnezeu este. În această zi mă rog ca Dumnezeu să pună degetul peste moștenire. Dumnezeu să pună degetul peste rodul muncii tale și să binecuvinteze din Sion, pentru că ești cel ce se teme de Domnul. Este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Domnul Iisus Hristos a spus, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Este ceva așa adus într-un context larg. Domnul Iisus Hristos continuă și ne învață, binecuvântați și nu blestemați. Este o stare de învățătură care e adusă și prin gura apostolilor. Este starea în care să continuăm să binecuvântăm. E o transformare spirituală care se întâmplă atunci când noi binecuvântăm. Este ceva minunat ce se întâmplă atunci când binecuvântăm. Însă, dragul meu, în această binecuvântarea trebuie să fie așteptată. Pune-te într-o poziție de așteptare. Și unii dintre voi probabil că așteptați de ani de zile. Poate sunt zeci de ani, dar poate n-au trecut sute de ani. Sau sunt binecuvântări generaționale pe care Domnul le-a promis părinților sau bunicilor voștri și voi le așteptați. În această zi, vreau în numele Lui Iisus Hristos să mă rog peste tine. Să ai tăria să te conectezi în promisiunile Lui Dumnezeu făcute peste generații. Dacă promisiunile Lui Dumnezeu au fost făcute față de biserica în care tu te-ai născut în Hristos și sunt zeci de ani de când aștepți ca acea promisiune să împlinească, în numele Lui Iisus Hristos mă rog să fii generația care culege rodul promisiunii Domnului. Dacă promisiunea Lui Dumnezeu a fost făcute față de casa în care te-ai născut, familia biologică în care te-ai născut, în numele Lui Iisus Hristos mă rog acele promisiuni specifice care au venit profetic
sau care s-au revelat într-o formă numită de către apostolii casei, da, care au venit în numele lui Iisus Hristos prin părinții tăi, care au fost trimiși al lui Dumnezeu ca să fie generată o moștenire spirituală, tu să fii cel care culege acea moștenire a familiei biologice. Pentru că Domnul a vorbit prin străbunicii tăi, a vorbit prin bunicii tăi, a vorbit prin părinții tăi, iar tu ești moștenitorul sau moștenitoarea casei. Intră în binecuvântarea pe care Domnul a transmis-o generațional. Intră sub binecuvântarea pe care Domnul ți-a făcut-o. Fii moștenitorul, fii moștenitoarea ceea ce Domnul a promis. Și nu permite ca binecuvântarea să treacă pe lângă tine. Iar dacă diavolul a furat până astăzi din acea binecuvântare și generații la rând n-au putut să o ieie pentru că hoțul a furat-o, în numele lui Iisus Hristos să-ți fie redată, să-ți pui mâna pe binecuvântare și să o duci mai departe în moștenire până Domnul va veni. Descendenții tăi să se bucure de promisiunile Domnului, care au fost făcute neamului de oameni din care tu provii. Iar dacă tu ești sămânța care astăzi naști o nouă generație, o nouă ramură de oameni binecuvântați, în numele lui Iisus Hristos, începând de la tine, tot ceea ce se va naște în continuare, să intre sub rodul binecuvântat al promisiunilor lui Dumnezeu și diavolul hoțul să n-aibă puterea să convingă prin minciună, să corupă prin minciună descendenții tăi și nimic să nu reușească să fure din ceea ce Domnul ți-a pus ca parte de moștenire. De aceea, binecuvântarea ea se dobândește prin credință. Activează în numele lui Iisus Hristos credința și mă rog această credință să crească, să crească, să crească, să crească multiplicat, multiplicat, măsură peste măsură, măsură peste măsură să-ți fie dată și tu să croiești drum prin locuri pustii, da, să croiești drum într-o țară care e cu greu de locuit, să croiești drum al resurselor și providențelor lui Dumnezeu, care să curgă, să curgă și să meargă la adâncime providența lui Dumnezeu, potrivit cu promisiunea pe care Domnul a spus-o, că El binecuvântă până într-al mielea neam a celor ce umblă în căile sale. Dacă Domnul încă zăbovește, nu știu vremea cât. Eu sunt gata să plec când Domnul spune vino. Eu sunt gata să-L întâmpin astăzi dacă Domnul vine pe norii cerurilor. Pentru că mi-am pregătit inima și am spus, Doamne, nimic nu mă mai ține legat de pământul acesta. Tu ești totul pentru mine și vreau și eu să fiu totul pentru Tine. Am făcut legământ cu mine, am făcut legământ cu mintea mea, cu inima mea, cu ființa mea, cu tot ce sunt și cu tot ce am, că nimic nu mă va ține legat de pământul acesta când Domnul va veni. Și asta clădesc. E parte din moștenirea mea. Dar dacă Domnul mai zăbovește să vină, ceea ce Domnul ți-a promis, să-ți fie parte, să te bucuri și să experimentezi puterea providenței sale, să intri în moștenirea pe care Domnul a lăsat-o. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Sunt cuvintele lui Dumnezeu care se lasă în această zi peste tine, potrivit cu felul în care Domnul a spus în cuvântul Său și Domnul a spus în Numeri 6, la versetul 24, la versetul 26, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. De aceea, în această dimineață, potrivit cu această scriere, cu acest cuvânt al Scripturii, pun paza lui Dumnezeu peste tine, fața lui Dumnezeu, îndurarea și pacea lui Dumnezeu le pun peste tine. Te binecuvânt cu aceste lucrări deosebite ca să se manifeste peste viața ta. Să fii păzit de Domnul. Da! Să fii păzit de Domnul în orice vreme.
Dumnezeu să nu stea ascunsă de tine, să ți se descopere. Îndurarea și pacea lui Dumnezeu să fie peste tine în mod continuu. Pentru că te binecuvânt în numele Domnului Dumnezeului Celui Atotputernic, slăvit să fie numele Său. Potrivit cu ceea ce Deuteronom 28 spune, e un cuvânt care vorbește de la versetul 1 la versetul 14 și sunt cuvinte rostite care Domnul le-a spus peste cei ce ascultă că vor fi experimentate și în această dimineață te binecuvânt cu ascultare de Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Te binecuvânt cu puterea de a păzi poruncile sale și Domnul să-ți fie desfătarea inimii. Aleluia! Shekora masita sharamahera. Te binecuvânt în numele lui Iisus Hristos cu puterea de a-L asculta pe Dumnezeu pe cuvânt. Profețesc pe tine să fii ascultător lui Dumnezeu, poruncile Domnului să-ți fie necurmat înaintea ochilor tăi, să fie pe deplin desfătarea inimii tale, ochii tăi să găsească plăcere în căile Domnului. Te binecuvânt cu această stare în numele lui Iisus Hristos și tot ceea ce promite Dumnezeu. Ca rezultat acestor lucruri, potrivit cu Deuteronom 28, de la versetul 1 la versetul 14, să fie rodul binecuvântării pe care Domnul revarsă peste ființa ta. Da, fiul meu și fiica mea în Hristos, da, fratele meu și sora mea în Hristos, este pentru tine această binecuvântare și o pun peste tine, o pun peste viața ta. O pun peste descendenții tăi această binecuvântare. Potrivit cu Psalmul 128, în această dimineață, binecuvânt familia ta. Soț și soție, copii și părinți, părinți și copii, care vă temeți de Domnul, care umblați în căile Lui, care aveți respect față de Dumnezeu, voi sunteți aceștia. Voi veți umbla în căile sale, iar tu, femeie, în casa ta vei fi o soție roditoare și o cunună pentru bărbatul tău. Copiii tăi vor crește sănătos și împreună veți cunună și veți trăi bucuria de a vă vedea moștenirea spirituală a descendenților peste generații. Vă binecuvânt cu aceste lucruri. Case binecuvântate. Familii binecuvântate. Relații trainice și unde ruperile nu se instalează. Unde Duhul de supunere reciprocă și de ascultare reciprocă este o stare de odihnă în casa voastră. Unde soția se bucură de acoperirea spirituală a soțului. Unde copiii se bucură de siguranța părinților. Unde moștenirea binecuvântată este cea care se odihnește. Aceasta este casa ta. Aceasta este familia ta. Este un sălaș al păcii. Este un sălaș al odihnei. Este un sălaș al restaurării. Este un sălaș al binecuvântării. Este un sălaș unde prezența lui Dumnezeu se dovedește. Este un elim
Da, unde găsiți odihnă. Da, este un loc plin de izvoare. Familia voastră este o familie binecuvântată care nu-și cerșește pâinea. Familia voastră nu-și va cerși pâinea pentru că e o familie care va căuta pe Domnul în mod continuu. Copiii, nepoții, strănepoții din generație în generație vor cunoaște pe Domnul. Aceasta e familia pe care o aveți. Nu veți mânca pâinea văduviei. Familia voastră, și spun profetic în continuare, familia voastră este o familie care va trăi sub binecuvântarea longevității. Familia voastră va trăi sub binecuvântarea longevității. Oh! Vine binecuvântare în lungime de ani. Voi nu veți trăi văduvii. Voi nu veți experimenta moartea soțului sau soției din anii tinereții, ci adâncile bătrâneți vă vor cuprinde împreună. Vă binecuvânt cu căsnicie longevivă. Vă binecuvânt cu căsnicie longevivă. Copiii voștri, da, nepoții și strănepoții vor intra în această binecuvântare a căsnicilor longevive și fericite împreună. Da, voi veți găsi fericirea, izvorul fericirii longevive de a fi împreună până la adânci bătrâneți. Aceasta e binecuvântarea pe care o pun peste creștetul capului vostru chiar acum. Și vă binecuvânt în familiile voastre. Primiți binecuvântarea longevității și a fericirii în căsnicia voastră. Veți trăi în ascultare de Domnul. Insistă Duhul Sfânt în continuare și vorbește pentru voi. Da, El continuă să vorbească și numește peste voi în această zi. Voi nu veți cunoaște bolile, dar voi nu veți cunoaște bolile care să atingă trupurile voastre și să stați în stare de amărăciuni, ci voi veți fi trupuri sănătoase și roditoare. În numele Lui Iisus Hristos, descendenții tăi nu vor moșteni bolile cu care te-ai confruntat tu până astăzi. Și în numele Lui Iisus Hristos tu te vei vindeca chiar acum miraculos. În numele Lui Iisus, prin credință te ung cu îndelemnul sfânt și pun peste tine mâna binecuvântată ca să cunoști tămăduirea, să cunoști fericirea și să te bucuri de viață binecuvântată în casa ta. Familia ta nu va fi o familie de cerșetori, ci voi mereu veți fi cei care veți da și veți fi cunoscuți ca cei care întind mâna și dau, nu întind mâna să cerșească. În numele Lui Iisus Hristos fiți binecuvântați. Continui și vă binecuvânt, potrivit cu Psalmul 20, ca voi să fiți ascultați de Domnul în ceasul oricărei încercări. Să experimentați ajutorul venit de sus în mod iminent, în mod puternic prin providență divină. Domnul să intervină atunci când strigătul se înalță. Și mă rog în numele Lui Iisus Hristos ca Tu, Doamne, să grăbești vremurile pentru cei ce strigă chiar de lângă. Răspunde-le din locașul Tău cel Sfânt. Adu-ți aminte de toate binefacerile pe care acești oameni le-au făcut înaintea Ta. Și răspunde-le din ceruri. Mi-ai adus aminte de oameni pe care i-am binecuvântat și le-am profețit despre o moștenire în care vei sădi. Și diavolul le-a furat acea moștenire. Am văzut cu ochii să se întoarcă înapoi
și ei să se întoarcă cu inima spre Tine, Doamne. Da, adu-ți aminte de binefacere. Ascultă-i din ceruri și dă-le tăria să se bizuie pe Tine, ca să se reactiveze binecuvântarea pentru ei. Reactivează-i în moștenire și în pentru că, Doamne, ce ai pus în mâinile noastre, eu și Nina cunoaștem că ce ai pus în mâinile noastre, diavolul deseori a căutat să fure. Dar la fel am văzut cum mâna Ta, Doamne, a intervenit la vreme potrivită când am strigat spre Tine și ai întors înapoi moștenirea și ai multiplicat-o și ai binecuvântat-o și ai mulțit-o și a prosperat această care vine peste fiii și fiicele noastre, chiar și cei ce s-au deconectat și au fost ca fii risipitori și încă sunt fii risipitori, întoarce-i înapoi, pentru că brațele ne sunt deschise să-i primim. Brațele ne sunt deschise să punem peste ei veșmântul împărătesc, să punem în mâinile lor inelul binecuvântat și să încingem ziua sărbătorii întoarcerilor la Tine, Doamne. Sunt fii și fiice pe care mi-ai dat ca moștenire și îi primim înapoi, Tată. Îi primim înapoi pentru că știu că și Tu îi aștepți. Și Tu îi aștepți, Doamne. Este sadul binecuvântat pe care Tu ni l-ai dat. Adu-ți aminte, Doamne, și lucrează în moștenirea Ta. Numim peste Tine în această dimineață ca Domnul Dumnezeu cerului și al pământului să sfințească în mod deplin Duhul Tău, Sufletul Tău și trupul Tău. Să fie păzite întregi și fără prihană până în ziua revenirii lui Hristos. În Duhul Tău Tu să auzi vocea lui Dumnezeu. În Duhul Tău Tu să primești revelația cuvântului Bibliei. În Duhul Tău Logosul și Rema să găsească unitatea. Să găsească unitatea. În Duhul Tău, în mod continuu, altarul lui Dumnezeu, altarul sfânt închinat Domnului, să nu se stingă, ci altarul sfânt să aducă jertfa necurmată. În sufletul tău dorințele tale să se țină după dorințele inimii lui Dumnezeu. Dorințele tale, da, fiul meu și fiica mea, da, fratele și sora mea în Hristos, dorințele tale să se țină de inima lui Dumnezeu. Și trupul tău să poftească căile Domnului și umblarea pe cărările Domnului. Și pașii tăi să nu se depărteze niciodată de cărarea pe care Domnul a croit-o. De cel ce a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Aceasta e binecuvântarea cu care te acoperă în această dimineață. Și te binecuvânt cu aceste binecuvântări să țină veșnic peste tine. Da. Și în împărăția lui Dumnezeu, Duhul, Sufletul și trupul cel nou dat de Domnul să-și găsească plăcerea în căile Domnului. Potrivit cuvântului Dumnezeu scris în 2 Corinteni, să ai parte de sănătate de plină. Și dacă chiar acum trupul tău se luptă cu boli, de orice natură, că sunt boli spirituale, că sunt boli sufletești, că sunt boli fizice, în numele lui Iisus Hristos mă rog peste tine să ai sănătate. Te binecuvânt cu
cu o minte sănătoasă, care aspiră la gândul lui Hristos. Te binecuvânt cu un suflet sănătos care aspiră la simțămintele Domnului. Și te binecuvânt cu un trup sănătos care aspiră la slujba închinării, fiind templul Duhului Sfânt. Să ai parte de desăvârșire în Hristos. Să ai parte de îmbărbătare. Să ai parte de unitate cu trupul lui Hristos, care e biserica. Să ai pace cu toți sfinții și Domnul să te însoțească în toate zilele vieții tale. Și asta tu să cunoști și să percepi. Primește această binecuvântare prin credință. Fiul meu, fiica mea, fratele meu și sora mea în Hristos. Domnul să te binecuvinteze din Sion pentru toate zilele vieții tale. Potrivit cu Efeseni, capitolul 3, versetul 14 și până la 19. Numesc peste tine să te întărești în putere în omul dinăuntru. Hristos să locuiască în inima ta prin credință. Să ai temelia pusă în dragoste. Să cunoști priceperea și dragostea lui Hristos și să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. În numele lui Iisus te binecuvânt, că aceste lucruri să se împlinească în mod deplin peste tine. Tu să nu fii un om cu acele goluri lăuntrice. Tu să nu fii un om lipsit de cunoașterea dragostei lui Hristos, ci tu să fii un om peste care să se odihnească plinătatea lui Hristos, Domnul. Să cunoști fericirea umblării cu El pe acest pământ și El să fie împlinirea ta. Să faci din Domnul culmea bucuriei și a împlinirii tale. Pentru toată viața pe acest pământ, temelia vieții tale să fie pusă în dragostea lui Hristos. Priceperea divină să te însoțească. Credința care vine prin Hristos Domnul să te însoțească în toți pașii și ani vieții tale. Amin. Potrivit cuvântului spus de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Mă rog să ajungi desăvârșit și te binecuvânt cu această stare a desăvârșirii în orice lucru bun. Mâinile tale să fie capabile să producă lucruri bune. Mintea ta să fie cea care să rodească lucruri bune. Să ai parte de moștenire spirituală și pricepere într-o multitudine de lucruri bune. Da, să fii capabil să lucrezi o sumedenie de lucruri bune, având pricepere de la Dumnezeu. Având pricepere de la Dumnezeu. Să fii cel care aduci inovații noi, nu care distrug omenirea, ci care clădesc binele omenirii. O minte inovatoare, potrivit Scripturilor, desăvârșit în orice lucru bun și să-i permiți lui Dumnezeu. Te binecuvânt cu această capacitate. Să-i permiți lui Dumnezeu să lucreze prin tine ceea ce lui îi este plăcut, să lucreze prin tine.
În numele lui Iisus te binecuvânt. Amin. Potrivit Psalmului 121, te binecuvânt ca mereu să primești ajutorul de la Dumnezeu în orice situație te-ai afla. Să nu ți se clatine piciorul în ziua în care vrăjmașii se vor ridica împotriva ta. Să nu iei la fugă când împotrivitorii se ridică împotriva binelui pe care Dumnezeu îl manifestă prin tine. Să nu ai o inimă lașă, să nu fii laș, ci să ai tăria de a sta ferm în picioare și să străpungi în numele lui Iisus Hristos prin credință, călcând în picioare toată puterea vrăjmașă. Aceasta e binecuvântarea cu care te înconjori și te acoperi în această zi. Vrăjmașii care vin împotriva ta, care pe o cale vin împotriva ta, pe 10 căi să fugă dinaintea ta. Să se cunoască că Domnul luptă pentru tine și în fața lui Dumnezeu care luptă pentru tine, vrăjmașii să fugă și cuvintele lor să fie lipsite de putere împotriva ta. Dumnezeu să vegheze asupra pașilor tăi, El să fie umbra ta pe mâna ta, soarele, arșița să nu te atingă ziua și nici luna, noaptea să nu te păstreze treaz, ci să ai odihnă în patul tău. Domnul să te păzească de orice rău și sufletul să-ți fie păzit de cursele vrăjmașe. El să te păzească la plecare și la venire în numele lui Iisus Hristos. Aceasta e binecuvântarea pe care o rostesc peste tine și mă rog să-ți o primești, această binecuvântare, prin credință. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să nu pierzi niciuna din aceste binecuvântări. Să nu pierzi. Nu știu câte dintre ele au fost specifice pentru tine. Poate ne vei scrie în comentarii sau în privat cum îți cade ție bine. Dar în numele lui Iisus Hristos mă rog în această zi ca să-ți primești binecuvântarea pe care ți-o transmitem prin Duhul și o numim ca părinți spiritual peste tine și Domnul să te însoțească și să te acopere în orice vreme potrivit cu cele spuse și care vor fi în continuare spuse. Însuși Dumnezeu să te mângâie veșnic și să te păstreze în nădejde și să te întărească în orice lucru după voia Lui și în orice cuvânt bun. Ceea ce spui cu cuvântul tău și este în voia Lui Dumnezeu să ai tăria să duci la bun sfârșit, ca acel pom sădit lângă izvorul de apă, cum am spus altădăzi din Psalmul 1, să fii ca acel pom care își dă la rodul potrivit roadă și ale cărui frunze nu se vestejesc și pe tot ce pui mâna, pe orice lucru bun pe care tu pui mâna și este în voia lui Dumnezeu și orice cuvânt pe care tu îl rostești potrivit cuvântului lui Dumnezeu, să ai tăria să le duci la bun sfârșit. Nu să faci cu jumătăți de măsură. Nu să fii om lipsit de cuvânt care spui ceva și spui altceva. Nu, nu aceasta e moștenirea ta. Moștenirea ta este că tot ce începi, tu duci la bun sfârșit. În numele lui Iisus Hristos, tu tot ce începi, tu duci la bun sfârșit. Legămintele pe care le-ai făcut cu Dumnezeu, tu le duci la bun sfârșit. Promisiunile pe care le-ai făcut înaintea Domnului și înaintea poporului Său și sunt găsite în cuvântul Sfânt,
tu le duci la bun sfârșit. Tu nu lucrezi cu jumătăți de măsură, ci tu duci la bun sfârșit. Pentru că aceasta e binecuvântarea cu care te binecuvânt în cuvântul lui Dumnezeu și te așezi la loc de odihnă să duci lucrul lui Dumnezeu la bun sfârșit. Haleluia! Domnul să-ți dea pacea întotdeauna. Și în orice fel. Ai nevoie de pace în acest moment. Te acoperim cu pace de la Dumnezeu. În numele lui Iisus te binecuvântăm cu tăria sfatului dumnezeiesc. Acolo unde îți vei deschide gura și vei rosti cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele inspirate de Domnul și cele scrise în Logosul lui Dumnezeu, să fie cuvinte ale tăriei sfatului tău și oamenii când primesc sfatul să nu te numere printre mulții sfătuitori pe care i-au avut, ci să spună: acest cuvânt este de la Domnul. Să-l primească și să-l trăiască în numele lui Iisus Hristos. Numim peste tine binecuvântarea de a avea tăria păstrării păcii în jurul tău și a stabilității. Tu să fii un om care păstrează pacea și stabilitatea în poporul lui Dumnezeu, în familie, în societate, îndemnându-i pe toți oamenii la ascultare și supunere față de cuvântul lui Dumnezeu și față de slujitorii săi. Aceasta e binecuvântarea cu care te acoperim în această zi și te împuternicim în numele lui Iisus Hristos. Da, să ai cuvântul autorității, să ai cuvântul păcii, al stabilității, să ai atitudinea păcii și a stabilității, să ai tăria de a supune în numele lui Dumnezeu toate lucrurile, așa cum Domnul l-a uns și l-a capacitat pe Iisus Hristos și să-i supună toate lucrurile, așa și pe tine te binecuvânt în tot ce este bine, în cuvântul lui Dumnezeu, să ai tăria ca înaintea ta totul să fie supus în Hristos Iisus, autoritate de a umbla în neprihănire în căile Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Te binecuvânt să te zidești sufletește în orice vreme. Să ai tăria să te rogi prin Duhul Sfânt. Da, să te păstezi în dragostea lui Hristos. Și să ai tăria să mustri pe cei ce aduc distrugere și dezbinare în poporul lui Dumnezeu. Nu să te aliniezi cu ei, ci să-i mustri în numele lui Iisus să se supună autorității cuvântului Domnului. Pun peste tine această ungere și tărie să mustri pe cei ce aduc dezbinare, pe cei ce distrug, pe ucigașii de frați. Să-i supui cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și să ai tăria să salvezi pe cei ce sunt ademeniți de cursele vrăjmașe și tu să fii păzit de orice cădere în timp ce ridici pe alții. În timp ce tu intervii și ridici pe alții, în timp ce întinzi mâna ca cel căzut să se ridice, în timp ce mustri pe cel răzvrătit, pe cel rebel, pe cel ce aduce distrugere în poporul lui Dumnezeu, tu să fii păzit și să nu cazi în cursele ademenitoare, să nu cazi în seducția celor răzvrătiți, în cursa celor care aduc distrugere în poporul lui Dumnezeu. Să nu cazi în cursa lor, așa cum a căzut Iosua în fața acelor șarlatani, în fața acelor gabaoniți
care au avut în traista lor pâinea mucegăită și au venit să se convingă, da, pe Iosua și pe popor să-i primească, pentru că sunt lipsiți de hrană, sunt zdrențuiți, sunt răniți, sunt sufletește zdrobiți, tu să nu cazi în cursa lor, ci în autoritatea lui Iisus să ai discernământ, să-i mustri și să îndepărtezi de nelegiuirea din viața lor. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, să ai tăria, să-i izgonești din calea ta și din calea poporului Dumnezeu. Pentru că cei gabauniți vor întinde curse atât sufletului tău, cât și sfinților din poporul lui Dumnezeu. Nu te lăsa ademenit de înșelător. Nu te lăsa ademenit. Tu nu te vei lăsa ademenit de înșelător. Tu nu vei cade, nu vei cădea în cursa înșelătorului. Te binecuvânt în numele lui Iisus cu această statură. Te binecuvânt cu toate resursele divine. Aleluia! E o dimineață specială pe care Duhul Sfânt o creează, chiar acolo unde tu ești. Duhul Sfânt nu e limitat de ziduri, nu e limitat de o cameră, nu e limitat nici măcar de o cameră de filmat, nu este limitat de timp, de spațiu. Duhul Sfânt e acolo unde ești tu, chiar acum. Și El, da, El a dus această sămânță a binecuvântării pe care noi am numit-o în această zi peste viața ta. El a dus-o peste tine, peste copiii tăi, peste familia ta, peste lucrarea ta, peste mediul tău de impact, peste cercul tău relațional, peste sfera ta de slujire, peste cercul tău de influență, peste viața ta. Da, se așează o nouă măsură dumnezeiască. Este o nouă capacitare sfântă, este o nouă stare, prinde-o, primește-o, da, e pentru tine, primește-ți binecuvântarea, primește-ți binecuvântările prin credință, fiindcă sunt binecuvântări apostolice, părintești, sunt binecuvântări peste casa apostolică în care tu trăiești și ești chemat să veghezi, să nu fie o ușă de intrare a hoțului, a tâlharului, a nelegiuitului, a celui ce este un om care se supune lucrărilor demonice, să nu primești îngeri demonici, chiar dacă sunt îngeri de lumină transformați de Lucifer, ci tu să fii un păzitor în casa ta, în familia ta, în biserica în care faci parte, în societatea în care faci parte, mintea și inima ta să fie păzite de puterea lui Dumnezeu. Te împuternicesc în numele lui Iisus. Te împuternicim, ne învoim și eu și Nina, ca părinți ai casei, și te împuternicim sub aceste binecuvântări să-ți trăiești destinul divin. Pentru că știm că ne învoim cu inima lui Dumnezeu pentru tine. Și cura masa. Primește, întinde-ți mâinile împreună cu noi. Chem pe Nina lângă mine, pe care se va întoarce să oprească camera, dar este o binecuvântare pe care vreau să o rostim împreună, dragii mei. Și așa cum am spus pentru voi, spunem și acum și numim peste viața voastră ca toate aceste cuvinte care au fost rostite prin Duhul să prindă rădăcina, să fie sămânța pe care știu și noi știm că am udat-o deseori cu lacrimi, am plâns deseori pentru voi și pentru fiii și fiicele în Hristos și pentru copiii biologici, am plâns pentru poporul lui Dumnezeu, am plâns pentru casa noastră, am înălțat strigăte, dar în ziua de astăzi, ceea ce noi numim,
Este ceva care va rămâne ca moștenire generațională și se va culege rodul binecuvântat și după plecarea noastră din această lume și după plecarea mea și a mie de această lume, această sămânță pe care am sădit-o este multigenerațională până Domnul revine pe norii cerului. Și Domnul grăbește vremuri în voi. De aceea ne rugăm în această zi să aveți puterea de a lupta alături de noi, socotindu-ne oamenii lui Dumnezeu. Luptând alături de noi pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, fiindcă ne-am arătat cu inimă printre voi, cu jertfire de sine. Nu ne-am arătat ca oameni care stăpânim peste viața voastră, ci am căutat să ne arătăm fiind acei oameni care avem ștergarul încins în jurul nostru. Și știți bine că deseori ne-am plecat chiar pe genunchi înaintea voastră și v-am spălat picioarele sfinților, v-am spălat picioarele multora dintre voi în multiple feluri. Și nu vă spunem aceste lucruri ca să vă șantajăm emoțional, ci vrem să vă spunem aceste lucruri pentru că știm că Domnul v-a încredințat în mâinile noastre să vă slujim și să fim totul pentru voi, să fim totul pentru toți, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să câștige teren în voi și voi să vă sfârșiți alergarea în Hristos fiind, să apucați viața veșnică la care ați fost chemați. De aceea, în numele lui Iisus Hristos vă binecuvântăm și vă rugăm stăruitor, mulți dintre voi v-ați răcit simțămintele față de noi. Înnoiți-vă simțămintele față de noi. Renoiți-vă! Nu știu a câta oară trebuie să vă renoiți simțămintele, dar ca să intrați sub binecuvântarea apostolică, să intrați sub binecuvântarea părintească, renoiți-vă simțămintele față de noi. Pentru că și noi slujim lui Dumnezeu. Vă îndemnăm să nu vă duceți după niște străini care n-au nimic în voi, care n-au lucrat și n-au ostenit în viața voastră, ci vor doar să vă fure inima, să vă facă să fiți plini de râvnă pentru ei, pentru că cu gând rău vă vor, cu gând egoist, în dezonoare vă șantajează și vă fură inima. Luptați alături de cel și de cei care s-au ostenit și v-au spălat picioarele și v-au învățat din pruncie când au simțit durerile nașterii voastre în Hristos. V-au crescut ca doică care au stat în jurul vostru și au cheltuit tot ce-au avut din mâna lui Dumnezeu pus ca voi să creșteți în toate privințele, să ajungeți la statura plinătății lui Hristos. Vă chem să fim o familie unită în Domnul și nimeni să n-aibă puterea să fure acest spirit al unității dintre noi. Nimeni să n-aibă puterea să fure spiritul familiei, al dedicării, al consacrării unii față de alții, pentru că împreună vom ajunge la Cel ce este Hristos. Da, Dumnezeu a ridicat case apostolice și noi suntem o casă apostolică pe care Domnul a rânduit-o prin fiii și fiicele născute în Hristos, cât și prin cei pe care i-am înfiat în Hristos Iisus, a căror părinți i-au abandonat, i-au aruncat în stradă, i-au aruncat să fie ai nimănui, da, au născut ca și în mediul biologic și au aruncat în neființă să ajungă. Și Domnul va rânduit să vă găsim pe nicăieri fiind, pripegind, și v-am primit în viața noastră și am plâns cu voi, v-am slujit cu inima și am vrut să fiți și voi cei care creșteți, sunteți cei care ați devenit oameni mari. Dintre voi sunteți lideri în poporul lui Dumnezeu. O, primiți-mi
și primiți-ne puțină nebunie chiar socotită în ochii voștri, astăzi când lacrimile noastre și lăuntrul nostru tânjește să vă vedem înrădăcinați în Domnul și prosperi în Dumnezeu. Știm că Domnul ne-a vorbit cu privire la voi cine trebuie să deveniți. Nu avem duh de asuprire pentru voi, ci avem duh de părinție ca să vă creștem în Hristos Iisus, preiubiților, să ajungeți la Cel ce este capul, Hristos Domnul. De aceea slujirea noastră nu este că vrem să ne lăudăm că sunteți rodul suferințelor noastre, nu, 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 ci sunteți rodul suferințelor lui Hristos. Iar noi am suferit potrivit cu acele suferințe divine ca să fiți câștigați pentru Hristos Domnul. Suferiți alături de oameni lui Dumnezeu care zidesc în lucrarea lui Hristos. Am pus peste voi slujitori. Am pus peste voi oameni care ne-au fost și ne sunt loiali. Oameni care au crezut în chemarea dată de Domnul nouă. Fiți loiali celor pe care i-am pus peste voi să vă conducă în bisericile locale. Fiți dintre sfinții care umblă în ascultare și în viața cărora nu se așează rebeliunea, în viața cărora nu se așează duhul de superioritate, în viața cărora mândria nu are loc. Vă binecuvântăm cu un duh de supunere și de ascultare față de mai mari voștri, care nu faceți lucrarea lor să fie grea, care nu îi face să ducă lucrarea suspinând printre voi, ci vă alăturați cu inimă inimilor, pentru că și ei sunt inima noastră și noi cu toții suntem inima lui Dumnezeu pentru voi și pentru înaintarea poporului Dumnezeu. Vă binecuvântăm din Sion în numele lui Iisus Hristos Domnul. Împotriviți-vă celor care se împotrivesc nouă. În numele lui Iisus, fii și fiice, ne rugăm să aveți tăria, să supuneți în numele lui Iisus Hristos duhul de răzvrătire și fie să îl schimbați în ascultare prin autoritatea cuvântului, fie să-l puneți pe fugă în locurile pustii, unde să-și primească o sândă și pedeapsa venită de la Dumnezeu. Primiți binecuvântările lui Dumnezeu și onorați pe cei ce se ostenesc în lucrarea lui Dumnezeu, pe cei ce plătesc prețul. Da, aduceți-vă aminte ce am spus. Apostolii sunt însoțiți nu doar de semne și minuni, ci apostolii poartă peste ei suferințele, zdrobirile, cicatricele, rănile care le-au fost pricinuite în timpul alergării lor pentru împlinirea lucrării lui Hristos. Îi veți cunoaște după roade. Ei nu sunt îmbrăcați în hainele împărătești. Ei încă poartă haina slujirii și sunt încinși cu prosopul. Domnul i-a lăsat prosopul și ligheanul. Ei încă spală picioarele sfinților și încă le șterg picioarele cu prosopul smereniei și al slujirilor. Ne smerim înaintea voastră pentru Domnul. Ne plecăm genunchi împreună. Imaginați-vă înaintea voastră în momentul acesta ligheanul cu apă și fiecare dintre voi având picioarele puse în acel lighean, iar eu și Nina, ca părinți ai voștri, ca apostoli ai voștri, ca trimiși al lui Dumnezeu pentru voi, vă spălăm picioarele
Vă spălăm picioarele, preiubiții noștri. Vă spălăm picioarele și vă cerem iertare pentru tot ce n-am fost pentru voi. Dar în același timp, vă binecuvântăm ca fii și fiice să creșteți în ascultarea voastră de Domnul și în ascultarea voastră față de tot ceea ce Domnul ne-a chemat să vă învățăm și să vă sfătuim, să vă îndrumăm. Vă binecuvântăm cu un duh de ascultare și supunere, cu un duh de smerenie, să umblați în ceea ce Domnul ne-a chemat să umblăm împreună. Și vă ștergem picioarele cu prosopul cu care Domnul ne-a încins când am făcut legământul slujirii, că-i vom fi credincioși chemării până la sfârșitul vieții. Domnul să vă binecuvinteze din Sion. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru acest timp. Îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne-ai dat-o. Îți mulțumim, Doamne, pentru favorul Tău, pentru că ți-ai întins, Doamne, toiagul favorului față de fiecare dintre noi. Doamne, îți mulțumesc pentru binecuvântarea care am primit-o fiecare. Și vreau să vă spun că în timp ce se rosteau binecuvântările, mi s-a arătat că Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat în casele voastre și a cei care v-ați conectat cu binecuvântarea, un cerc de lumină, un cerc de foc a fost pus pe capetele voastre și Dumnezeu a lăsat binecuvântarea și binecuvântarea se va înmulți. Amin. Binecuvântarea va crește. Amin. Dar trebuie să o întrețineți, așa cum Amin. V-ați conectat astăzi, pentru că cei care s-au conectat prin credință, doar aceia au primit-o. Amin. Dar cei care ați primit-o, ați simțit-o. Ați simțit-o când a fost rostită peste voi și acel cerc de foc, acel cerc de lumină a fost pus peste capetele voastre, peste casele voastre. Păstrați prin credință și faceți-o să dospească acea binecuvântare prin ascultare, prin reverență, prin credință. Fie binecuvântat numele Domnului, că El ne binecuvintează și ce binecuvintează Domnul rămâne binecuvântat în veci. Amin. Amin. Aleluia. Domnul să vă binecuvinteze, dragilor, în continuare. Vom căuta să slujim potrivit cu felul în care Domnul va voi în următoarea etapă. Dorim din toată inima să avem continuitate, pentru că, așa cum am spus, există curgere. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu și săptămâna viitoare, vom fi în programele live. Mulțumim tuturor celor care v-ați conectat în toată această perioadă și dorim din toată inima ca să aveți posibilitatea și timpul să vă croiți calea prin care să putem să rămânem conectați împreună, pentru că Domnul încă are de revărsat peste viața noastră. Amin.